Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru joi, 25 martie. Și acum să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi, pe partea de dragoste, pe partea de sănătate și pentru bani, carieră, situație financiară. Wow, pe partea de dragoste este a treia zi când avem o arcană majoră. Aici se întâmplă lucruri importante pentru voi și astăzi avem o arcană majoră foarte frumoasă. Avem lumea care vine cu finalizarea unui ciclu și nu doar orice finalizare, cu un final fericit. Aici universul vă acordă ceea ce v-ați dorit. În sfârșit aveți ceea ce vă doriți pe partea de relații sentimentale, emoționale. Pentru cei singuri, acest ce v-ați dorit o să fie un partener sau o parteneră nouă. Fie că astăzi cunoașteți această persoană sau că astăzi începeți o relație cu această persoană. Mai ales dacă voi sau cealaltă persoană sunteți în una dintre zodiile Taur, Leu, Scorpion, Vărsător sau dacă aveți ascendentul, luna sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în una dintre aceste zodii. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, această carte vă îndeamnă să vă uitați foarte atent la viața voastră și o să vă dați seama că exact ceea ce v-ați dorit ați și primit de la Univers. Dacă ceea ce v-ați dorit a fost și cel mai bun lucru pentru voi, asta rămâne să decideți singur, să analizați fiecare pentru situația voastră particulară. În orice caz, această arcană majoră pe etalarea de dragoste astăzi va aduce o energie foarte frumoasă, va aduce foarte mult echilibru și armonie în relațiile voastre, atât cu partenerii voștri, cu prietenii, iubiții, dar și cu familia voastră. Și dacă vă este puțin mai greu să vedeți această energie astăzi, nu rezonați întru totul cu mesajul pe care vi l-am dat, încercați să ascultați în decursul acestei zile muzică fericită, așa cu un tempo mai rapid, care să vă infuzeze de bucurie și de energie pozitivă, pentru că e posibil să aveți aici niște blocaje de la Saturn care vă pun așa niște ochelari de cal în față și nu reușiți să vedeți tot spectrul existenței voastre. Dar dacă vă deblocați de această energie stagnantă cu ajutorul muzicii, cu ajutorul unei coloane sonore vesele, fericite, o să vedeți că vi se schimbă și toată perspectiva asupra acestei zile. Lucruri pozitive pe partea de dragoste, nu știu ce să vă spun în plus, în afară de felicitări. Pe partea de sănătate avem aici Regele de Bâte, o carte foarte interesantă din această suită focoasă. Pentru o mică parte dintre voi e posibil astăzi să aveți niște ușoare stări febrile, nu vă îngrijorați pentru că este doar energia zilei. Majoritatea dintre voi o să fiți mai agitați astăzi decât de obicei, prin urmare aveți grijă să vă luați medicamentele, mai ales dacă vă știți că suferiți de anxietate sau de boli de inimă, nu uitați să vă luați medicamentele astăzi. Și pentru cei care aveți astăzi programată o vizită la medic, la un terapeut sau pentru analize, o să întâlniți un expert foarte bine pregătit pe domeniul său de activitate, o persoană care o să vă spună verde în față exact care e problema și ce trebuie să faceți pentru a rezolva această problemă. O să fie aici un medic sau un terapeut sau un expert într-un domeniu din acesta de sănătate foarte direct, care vă spune pe față exact cum stau lucrurile și ce trebuie să faceți ca să vă îmbunătățiți starea de sănătate. Prin urmare, e foarte important atunci când vă întâlniți cu această persoană să fiți onești, să nu ascundeți anumite lucruri, chiar dacă vă rușinați de deciziile pe care le-ați făcut în trecut, de stilul vostru de viață și de faptul că v-ați permis să ajungeți cu sănătatea într-o stare atât de nasoală. Nu ascundeți aceste lucruri, pentru că dacă aici țineți anumite lucruri ascunse, din rușine, din modestie, din diverse alte motive, singur vă faceți rău. Această persoană, acest expert, trebuie să aibă toate datele problemei, astfel încât să vă dea soluția optimă pentru voi. Și ați face bine să ascultați, pentru că o să fie exact soluția de care aveți nevoie la acest moment dat. Bun, pentru cei care nu aveți probleme grave de sănătate și o să simțiți această carte, această energie doar sub forma unei agitații
pe parcursul acestei zile. Atunci când vă simțiți agitați, nervoși, stresați, puteți să faceți niște exerciții simple de respirație. Bun, mergem mai departe. Pe aspectele voastre de carieră, de finanțe, de bani și de afaceri, avem aici cavalerul de săbii. Foarte mult aer, foarte multă energie mentală, foarte multă comunicare, multe mail-uri, multe cuvinte spuse, cu mai multă sau mai puțină rea voință, cu mai multă sau mai puțină bună voință și, în general, foarte multe informații care circulă cu foarte, foarte multă viteză. Aici, cu cavalerul de săbii, aveți grijă astăzi pentru că s-ar putea să întâlniți anumiți oameni foarte ambițioși care sunt dispuși să treacă peste orice și peste oricine pentru a-și obține țelurile, pentru a-și atinge scopurile. Iar dacă nu întâlniți acești oameni în această zi, uitați-vă atent în oglindă, pentru că s-ar putea ca voi să fiți această persoană care astăzi a acționat fără scrupule, doar pentru a obține ceea ce și-a dorit. Ceea ce nu e tot timpul neapărat un lucru rău, dar trebuie să fiți conștienți că în această goană după succes, s-ar putea să călcați anumiți oameni pe picioare sau pe coadă și mai devreme sau mai târziu, când o să aveți nevoie și voi la rândul vostru de ajutor, de susținere de la aceste persoane, nu vă mirați dacă nu o să obțineți ajutorul pe care îl cereți. Nu vă mirați dacă aceste persoane o să aibă niște reacții, nu neapărat mai agresive, dar mai reci, mai detașate față de voi. Atunci când luați această decizie conștientă să faceți orice ca să vă atingeți scopurile, trebuie să țineți minte că și oamenii din jurul vostru au și ei la rândul lor liberul arbitru și dacă acești oameni nu rezonează cu energia voastră, nu apreciază metodele prin care voi vă obțineți țelurile, sunt perfect îndreptățiți să nu-și dorească să fie în jurul vostru, să nu-și dorească să fie asociați cu voi. Indiferent de care parte a barierei sunteți, dacă voi sunteți cei fără scrupule sau voi îi observați pe cei fără scrupule, fiți pregătiți pentru aceste situații care e posibil să apară astăzi în viața voastră profesională. De asemenea, fiți foarte atenți la mesajele pe care le auziți, fie că citiți un articol, fie că primiți niște mail-uri, niște telefoane sau vă auziți colegii de la lucru în anumite conversații, fiți atenți la ce se discută în ședințe, pentru că astăzi informația circulă cu foarte mare viteză și dacă voi sunteți vigilenți, s-ar putea să prindeți anumite informații care pentru ceilalți par aparent nesemnificative și să puteți să luați niște decizii mai bune atunci când investiți într-o afacere, atunci când cumpărați niște acțiuni sau vindeți niște acțiuni. Fiți foarte atenți aici la informație. Informația este putere și astăzi, dacă sunteți suficient de vigilenți, puteți să beneficiați de această putere. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și niște carduri de înțelepciune, niște gânduri frumoase pentru această zi. Hai să vedem mesajul zilei pentru toată lumea. Avem aici o carte care a vrut să sară, un mesaj care a vrut neapărat să iasă pentru voi astăzi. Și acesta este: sunt conectat cu întreaga viață. Pot contribui fie la distrugerea planetei, fie la vindecarea ei. În fiecare zi aleg să îi trimit planetei energie iubitoare, tămăduitoare. Ceea ce fac cu mintea mea chiar face o diferență. Un mesaj foarte frumos, care ne readuce aminte că toți suntem interconectați la nivel global, conștiința, emoțiile, sentimentele tuturor oamenilor de pe pământ creează o singură conștiință unică, globală și noi contribuim la ridicarea vibrațională acestei conștiințe sau la scăderea ei prin felul în care alegem să ne trăim viața, prin sentimentele pe care le simțim zi de zi, prin emoțiile pe care le trăim zi de zi, prin gândurile pe care le avem în fiecare clipă, prin cuvintele pe care alegem să le spunem oamenilor din jurul nostru. Gândiți-vă că pentru noi e la fel de greu și la fel de ușor să spui un lucru frumos sau să spui un lucru urât. Consumi exact la fel de multă energie dacă încurajezi pe cineva sau dacă bârfești pe cineva. Alegerea este a ta. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!